Am făcut rost de bicicletă. Euța! Pe bicicletă avem o mică accidentare. Wow! A căzut de pe bicicletă. Gata, nu mai plângi. Și tu te-ai lovit. Trebuie să fii mai atentă. Gata, te faci bine. Te-am accidentată. De atenție, gata, ajută. Salut și bine ați venit la un nou vlog în familia noastră. Suntem cu Teo, castronelul de lăptic, cu pâinică, pentru... Teddy! Teddy Bear. De fapt nu e Teddy Bear, e Teddy cățelușul. Teddy Dog. Ia uitați-l! Eroul! Pune-i acolo jos. Aici sus? Uite acolo înăuntru era bun. Să-i punem mâncărica. Hai! Hai! Hai, uite așa! Așa! Hai! Poftă bună! Asta avea. De aceea, Lutra? Să-ți aducem și un pic de apă. Eu am știut ce. Bravo. Eu este cu animăluțele. Pentru că l-am văzut pe Victor. Cum i-a dat lapte cu pâine. Așa am procedat și noi. I-am pus și apă. Și iarăși a început distracția. Cred că vrea afară, Teo. O să scoatem mai târziu. Iar acum la ceva cumpărături pentru dimineața. Eu merg cu tati. Fetele, pregătesc masa. Luăm una mare? Da, așa iau. De măderas. Ce mai luăm? Eu vreau și un iaurt ceva de... Iaurțel. Da, ia-ți. Ia-ți ce vrei. Uite că ai găsit. Dar ia pentru toți. Da, iau pentru toți. Ia patru. Acum avem patru copii. Cu... Victor. Cu Victor. Am ajuns acasă să mâncăm. Iam. Micul dejun e aproape gata. Eu am terminat. Fetele acum urmează să... mănânce gustarea de dimineață. Am ajuns în centrul Oradei și bineînțeles că fetele vor din nou la magazinul de dulciuri. Mara, de fapt. Și mai luăm și ceva de acolo. Nu, luăm lucru care l-are de la Mara și atât. Mi-au luat așa? Net. Da. Ce-i vrea tu? Eu am văzut un castraveți murați foarte alt. Ălălalt e mai fain, Teo. Ăsta e iute. Iute. Ăsta e acru. Extreme sour. Ăsta e. Și facem un challenge foarte acru ăla. Mochi! Și sunt altă formă. 30 de lei. Vezi, sunt așa, nu sunt rotunzi. Ce aromă sunt? Am zis că luăm doar un singur produs. Cherry blossom. Voi vreți să mă păcăliți? Așa vor fete. Ia o tu. Cât costă castraveciorul ăsta? 25 de lei. Vă cumpăr eu castraveți mare de ăsta așa, cu mult mai puțin și le punem noi ceva acru. Voi ce ziceți? Nu, că așa trebuie să fie. Să vezi ce acru e. Bine, tu ți-ai asta, Mara? Două. Nu fără asta? Fără, dacă o vrea Teo, ca să fie două și două, dacă nu. Moci, ce-i? Cu flori de cireș. Gata, m-ați păcălit. Cufele, urși de toate. Din partea casei? Mi-am luat din toate de astea câte una. Mai vrei, Mara, mai vrei. Nu fi ca adult only. Dulciuri. Suficient. Da, suficient. Se rupe fundul? Aproape. Hai. Ei, nu. Suficient, mulțumim. La revedere, mulțumim. Acum, shopping. Una alta mai trebuie pentru casă. E foame, ce mâncăm? Mâncăm acasă, avem mâncare. Ce? N-avem. N-avem? Nu. Facem atunci. Asta, nu? Moi. Moi. Dar trebuie să fie mici. Nu mici, nu, ce mici? Mari. 70 pe 80. Nu e bine. Mami vrea pernă. Nu dă-le pătrățele mici. O sunăm și o întrebăm? Da. Cum îi plac? Mami, sper să fie bun ce-am luat. Am luat și cretă și de-astea pentru roșii. Pentru că mereu tati, când taie roșia, taie toată roșia când vrea să te ajuns cu tot. Ia arată pe poză ce face. Desface. Așa. Aici. I-am făcut pe plac noi mami. Ia să vedem dacă e mulțumită. Tati, ce sunt astea? Perne.
Eu cred că sunt pernele de decor depus la capătul patului, lângă care să pui o pernă normală. Bine că ele sunt moi. Fețe de perne ai găsit pentru așa ceva? Nu. Din păcate, nu. Și în fețe normale, dacă le pui, ele se strâng și iar devin tari. Asta e. Ne descurcăm cu ce aveam. N-ai cum să le duci înapoi. Nu. Uite-te și unde-s fulgi. Puful. Mariuca, doarme. Am arătat-o și eu. S-a trezit când ați venit. A, s-a trezit. Ați făcut gălăgie, dar a dormit la loc singur. Uite. Noi vrem să încercăm niște dulciuri extreme. Dar ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă aici? Pe cine căutăm noi? Pe cine prindem noi? Am picioarele goale. Am picioarele goale. Și eu. Și tu? Am zabda. Nu pot să alerg să fie cu ei. Bun, nu vreți să mâncăm ceva? Ba da. Iute? Acru? Dulce? Sau sărat? Care să fie? Eu vreau iute. Eu mănânc ceva dulce. E dulce. Dulce, dulce. Ce mai dulce. Astăzi, ați văzut, am făcut iarăși ceva cumpărături la acel magazin de dulciuri. Iar fetele au vrut castravete. Castravete? Castravete. De la magazinul de dulciuri? Da. A, e din jeleu. Nu. Cum nu? Nu. Avem aici dulciurile. Mai sweet? Da. Care sunt acre și amare și sărate și... Să vedeți. Iuți? Și să vezi. Am gustat ieri o bomboană de la Brie. Era amară și acră în același timp. Acră, nu înțeleg. Amară. Era amară. Era și efectiv mi-a ars limba. Mara zice că era acră, apoi dulce. Mama zice că era acră și apoi amară. Castravete real? E real. Și în zeamă? E murat, mami! Mochi cu flori de cireș. Wow! Takis. Takis, da. Takis albastre. Takis, așa. Aici un fel de nărți, numai că acre. Astea sunt nărți. Facem aici prezentarea, afară și un cințar. Hai că eu abia aștept. Uite așa mi-a luat mie ce-o. Sau pex. Mi-e plac foarte mic. Eu nu prea înțeleg nimic din chestia asta. Ce mănânci acolo? E arăta asta la început. Wow, un mare ursuleț! Cu ce vreți să începem? Cu castravetele? Să vedem pe ce ați dat voi banii! 25 de lei un castravete. Nu pot să înțeleg de ce costă atât. Hai să vedem. Lasă-mă! Deja ai simt mirosul, miroase a varză. Ui. Murată. Ia! Uau! Miroase! Ia, dar cine are curată, da? Eu! Nu e acră! Ia. E normală! Serios? Deci am dat banii pe un castravete normal? Hai, hai să vedem! Hai că gust! Tati, dar noi lăsăm copiii să mănânce, noi nu gustăm? Întâi seama? Ma! Și cum e? E acru! Un pic mai acru decât castravete normal? Mm-hmm. Poftim, Victoria, și tu? Da. Ăla vrei? Să ne zică. Adică dacă mănânci un castravete normal, așa micuț, e gustul de la o felie. Cum e, Victor? Mama vrea să-i dea lui Ariana, sigur. Ariana vrea și ea. Ia să-i vedem reacția. Doar un picuț să guste. Stai să vedeți ce faci acum. Acum e. Asta nu e bun. Nu. Nu-i bun? Sunt mai bune ai noștri, nu? Românești. Corect. Să încerc și eu. Mai vrea. E ceva. De ce te strâng așa? A meu e mai acru. Nu, cred că e același castravete. Ești tu mai sensibil. Speram să fie mai acru. Hai. Nu e așa? Eu rezist foarte bine la acre, la iute nu mă descurc. Hai să vedem. Iute, că are ceva, dar iute acum după acru. Astea îmi plac mie foarte mult. Takis. Am mâncat o grămadă. Am mâncat toată punga.
Să guste tati! Tati! No. Tati! 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 No. Tati! Tati! Unu! Uite din ceilalți. Nu, ăștia sunt extrem, alea sunt medium hit. Hai să vedem, îl dăm lui tati! Oh. Tati și Victor vrea? Victor, ia fata, mami. O iau imediat. Eu te ajut pe la mine. Victor. Eu te ajut pe la mine, nicio rău. Ia să te vedem, tati. Eu am mutat și eu o grămadă din ăștia. Tati, nu e așa rău cum trebuie. Ce faci, Victor? Ce-ai pățit? E iute? E iute? Vreți să vă arăt că eu n-am nicio treabă la acru? Ia dă-mi un pic ăla. Punem așa. Oh my god, nu cred. Uite, ce iute. Wow. Da. E iute. Dar, puțin. Nu. Mie nu mi se pare exagerat de iute. Hai să gustăm ăsta, de deci ce e? E mai acru decât... Și îmi torn așa, da? Wow. Vreau și eu. Wow. E bine? Asta. Am găsit un geleu aici în pungă. Cine-l gustă primul? Eu! Geleu, da, da. Dă-mi geleu! E natural? Cum e geleul? Dulce! Al doilea lucru pe care mi l-am luat astăzi este Squishy Clouds by Skittles. Sunt acre, crazy sours. Și sunt foarte mult ca squishy. Sunt acre? Da, sunt acre. Să fug. Mă apucă de păr. Am și eu iutele meu. E iute când mă apucă de păr. E dulce. Sunt imense. La pupa. Sunt imense. Ia uite. Ia. E cireașă. Cum e, Victor? Bun. Ia, Bri. Mandarină pentru mami. Mandarină pentru Teo. Mandarină. Simple jeleuri. Da. Eu credeam. Că sunt un fel de vată de zahăr, știi? Cu măr e gust. Sunt bune. Dai să văd și eu. Așa? Cu măr? Păi cu Skittles, într-adevăr, e ceva. Skittles sunt bombonelele acelea mici și tari. Iar acestea sunt mari, moi și pufase. Chiar sunt ok. De ce n-a mai gustat nimeni? Ananas. Se simte calitatea? Victor, primul! E primul, e băiat, trebuie să încerce! Cum e? Am începe să fie iute! Am începe! Ia, să vedem! Asta nu e așa iute! E mai bun! După aia începe un greu și eu! Are gust jalapenos! Mama, mă știe cum are gust jalapeno? Ia! Cheddar. E foarte puțin. Foarte puțin, iute. Da, mai încolo un pic. Da. Nu. E foarte okay. Puțin. Eu am lins un pic din asta. E foarte iute, nu mai pot. Ce avem acolo? Nărți. Sunt dulci. Cum sunt? Bune. Asta cred. Mara gătește. Roi de cârtită. Oi, stai, mă, e foarte acru! Și aici avem... Moci! Moci? Ce sunt ăștia? Mâncare băiană? Mâncare scălat. Așa, ce s-au voi? Bia a fost în șoc, i-am dat castravete. Ei nu mănâncă acru aici, în Ardeal. Și acum i-au gust moci? Moci o să-i placă, sigur, Biei. E mai bună la zis meu, dar... Crema pentru mușuroi. Asta? Ai mai făcut? Da, asta cred că e a treia oară. A treia oară. Fericită. Ai banane o grămadă? Da. Să le folosești. Acolo scrie să fac crema numai după ce pun bananele. În blat. Și blatul deja e la cuptor. O să-l verific. Și nu mai știu de ce nu se face înainte să pui bananele. Dar oricum o pun la frigider ca să ne stupească. Și tot. Vedem dimineața. Ne-am pus pe gătit. Prăjitura mare este gata, este în frigider. De-aseară, abia aștept să o gustăm. Iar eu astăzi fac o ciorbiță de pui ca la Moldova. Cu borș. Cu borș, exact.
spumăm carnea. Carnea a fost foarte bine spălată, nu prea am ce spuma. E carne de țară. Și trebuie să fiarbă mult. Am fimei bun aici dintr-un pui. De fapt am 6 copane, 6 copii superioare și un piept mare. Mai e și o ciormă pe cinte. Și fac și fideluță. Împart seama în două și fac fideluță. Eu curăț ceapa și o toc. Am ales să pun 4 cepe pentru că fac două feluri. Ceapa o toc și o pun aici. Și apoi când se împarte seama, se împarte cu tot cu ceapă. Celelalte legume le pun întregi. Iar eu vă arăt prăjiturica. Asta e prăjiturica. Mușuroi de cârtiță. Luăm o farfurie și spumăm. Am învățat un secret de la Vali. Ea spumează supa cu sita. Nu se pierde nimic din zeamă. Pur și simplu, luăm doar spuma. Ține acolo! Rumisica, Ariuca. Se uită direct la cameră, dar nu, am blis, n-am nimic. Pur și simplu, ea știe să se uite aici. Teo are grijă de Ari. Bravo, Teo. Iar Briuca, la televizor. Mara, toacă ceapa. Și e cam greu. Așa și mai bine las pe tati. Tati curăță legumele. Hai, tati. Faceți schimb. Eu voi pune legumele întregi ca să pot să separ zeama mai ușor. Am fost în grădină și am cules frunze de țelină, pătrunjel și leuștean. Verde. Verde, să punem la ciorbiță, mă duc să opresc că fierbe de mult. Mi-am depus borș, ia veniți să vedeți. Am borș. Ce bine arată! Abia aștept să mâncăm, da? Iar aici? Fideluța s-a umflat. Un puțin apă. Fideluța rămâne așa? Păi ce vrei să-i facem? E oprit focul. S-a terminat de fiert. O să prăjesc carnea, e fiertă, dar vreau să-i dau o față. Și mâncăm la fideluță, la litură. Super! Ciorbiță, la masă! Hai, Bri! Aici stai tu. Să mâncăm. Abia aștept să gust ciorba mea cu borș. Aici, în Ardeal, nu prea se folosește. Salve, poftă! Ciorba e foarte bună, mulțumim, mami! Bravo, mami! Drag, toată lumea mea să stăie ca acasă. Iar gazdele noastre au fost plăcut surprinse de ciorba moldovenească. Hai, Mara, să vedem tortul tău. Ia să vedem. Și. Hai, arată bine. Super. Și desert. Desfacem codițele. Ieri mi-am făcut codițe că poate astăzi reușesc să-mi păcălesc părinții ca să mergem la locus, la mall. Dar n-am reușit. Așa că desfacem fără să mergem nicăieri. Wow, păr creți. Revenim când e gata. E dat cu ulei. Și imediat l-am și împletit. E moale. Aici, Ari! Teo e cu tata, negociază o bicicletă. Și gata codițele! Wow, ce creață ești, Mara! Foarte frumoasă! Super! Descâlcit și cu volum, v-a arătat Mara că i-a căzut un dinte. Și i-a și dat! Și crește! Acum nu știu unde e. Dintele care mi-a căzut e pe acasă. Da, ăsta de lângă țar. E schimbat? Da, tot. Am făcut rost de bicicletă. Mulțumim prietenilor noștri de ajutor. Victoraș, prezent cu noi. Ce zici, Victoraș? Ne descurcăm? Teuța! Pe bicicletă! Și Victoraș! În curând o să avem toți bicicletele unde trebuie, la locul lor. Așa mi-a ales hainele Victor. Bravo! Foarte drăguț, Victor, eu zic să o îmbraci și pe Bri. La fel. Bri! Hai, dă telefonul la tati. Știu și el în Lego, că are și el. Are și el? Da, nu așa, cu Spider-Man. Hai. Spider-Man Lego. Avem o mică accidentare. Wow! O mare accidentare. A căzut de pe bicicletă. Gata, te faci bine. Așa încheiem noi vlogul. Cu Teo accidentată.